în această perioadă, inclusiv turta dulce, ține de Crăciun. Există o federație, European Spice Association, dar o federație europeană a mirodenilor, care a considerat că sunt 7 mirodenii tipice ale aromelor și ale savoarelor, sau cum să savorii de Crăciun. E un, vedeți și cornuletele cu vanilie. Aceste 7 sunt, după cum urmează, da? Și iarăși am dat de lucru analiticienilor, făcând o listă a clasele de componente chimice ce pot apare, care compun mirosul, savoarea, aroma acestor mirodenii. Și observați că sunt foarte multe. Numai vanilia, numai în vanilie s-au identificat peste 170 de specii. Cu precădere sunt acestea, da, care se pot sintetiza industrial și care dau aroma, savoarea tipică de vanilie, respectiv de scorțișoară și altele. Bun. E un tabel ilustrativ pentru chimiști, doar ca să vă faceți o idee câte tipuri de compuși, cât de variate sunt aceste tipuri de compuși în vanilie. Mă, e vorba de vanilia de păsare, de vanilie și de sâmbură de vanilie naturală.